tuturor proiectelor care se vor derula pe parcursul întregului an e lungă. Da. În prezent, primăria Cernavodă derulează 37 de proiecte în total, iar lista va fi completată chiar anul ăsta și cu alte proiecte noi care au ajuns în atenția primăriei ca urmare a solicitării cetățenilor. V-aș putea da exemple aici de exemplu de preluarea apelor pluviale din zona portului și respectiv a poalelui dealului Sofia. Și în felul acesta în siguranță, în deplină de siguranță cu centrul orașului împotriva inundațiilor. Dar este doar un exemplu. Și prioritățile sunt, așa cum vă spuneam, cele care sunt dictate mai ales de comunitate. Străzile care practic ne mulțumesc pe toată lumea în acest moment, reprezintă prioritatea numărul 1 în Cernavodă și ele vor fi abordate pe trei programe importante. Avem un program de reabilitare carosabil, avem un program de reabilitare trotuare și avem un program de investiții în domeniul infrastructurii rutiere. Câteva din străzile din centrul orașului se vor transforma în sensuri unice, astfel încât circulația rutieră să fie una cât mai fluidă, să se evite ambuteiajele. În urmă cu un an și jumătate a pornit un studiu de fezabilitate cu un plan urbanistic de zonă și cu o documentație tehnico-economică pentru realizarea unui bazin semi-olimpic. Scopul este, pe de o parte, învățarea notului pentru copii, o zonă de, eu știu, not și sporturi acvatice pentru cetățenii din Cernavodă. Soluția este printr-o construcție amovibilă, adică care pe timpul iernii este îmbrăcată într-un balon și care asigură o diferență de temperatură de maxim 10 grade între apă și mediul ambient, iar pe timpul verii va fi un bazin practic descoperit la dispoziția cetățenilor. În stânga va avea via verde și în partea dreaptă va avea o zonă de completare. Da. Este un amfiteatru, practic, care este proiectat în completarea zonei de agrement. Da, finanțarea este 100% de la bugetul local pentru acest proiect. E un proiect care pune în valoare un teren care în acest moment este complet nefolosit. Ambiția actualului primar, a domnului Liviu Negoiță, este ca în oraș să se extindă rețeaua termică la toate locuințele din oraș, astfel încât toată lumea să beneficieze de energia ieftină care este produsă în Cernavodă și ca toată lumea să înțeleagă că orașul Cernavodă este acel oraș energetic de care se vorbește în România. Pentru că aceste străzi sunt afectate de șanțuri, a fost incorrect să facem asfaltarea și apoi să stricăm ceea ce am asfaltat. Dar acum, pe măsură ce proiectul de extindere a rețelei termice se realizează, se va realiza și asfaltarea. Vor începe proiectele mari și pot să le enumăr. Va începe Via Verde, care deja urmează să se liciteze, piscina semiolimpică, stadionul, reabilitare stadion, reabilitare drumuri cu covor asfaltic și plus proiectele vechi care le vom închide. Printre care sunt locuințele sociale, containere, le spunem noi, care se fac în zona Columbiei. Mai avem iarăși reabilitare garnizoană, care tot așa s-a început anul ăsta. Dacă ne ajută vremea, putem să avem termen 7 luni de zile să-l terminăm. E o clădire reprezentativă, e chiar aici în buricul târgului și va fi o deschidere și se va face un muzeu, prelungirea muzeului care e actual. Da, bugetul de anul trecut a fost în jur de 100 de milioane. Noi am previzionat 103 și s-au încasat 98 de milioane. Anul ăsta cam tot pe aceea sumă ne bazăm, în jur de 100 de milioane. Adică astea sunt fonduri proprii, nu din altă parte? Da, din taxe și impozite. Într-adevăr, am accesat și fonduri guvernamentale, fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Este extinderea Cernavodei cu o zonă de reabilitare și infrastructură în care vor veni șosele, iluminat, canalizare, apă potabilă și acum vrem să introducem și termie. E o zonă de promenadă, e zona de la gara fluvială, cum o știu toți, care e pe marginea canalului, e o zonă de pârloagă, pot să zic acum, care vrem să facem o zonă de promenadă.
care vor fi locuri de joacă, agrement, spații verzi, deci va fi o zonă super. În capătul ei va fi piscina semi-olimpică, care se va deschide pe timp de vară, adică se poate face și plajă în același timp, asta în continuarea Viei Verde, care anul ăsta se va definitiva, Doamne ajută, și în capăt va fi un cinema în aer liber, în care poți să te duci cu mașina să vizionezi un film. Deci toată zona aia se va înfrumuseța pe malul canalului Dunării. Reabilitarea tuturor străzilor, deci noi anul trecut cei de la colegii noștri de la DPP ni s-a spus că putem să facem decât plombări. Așa ne permite legea. Am vorbit cu cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții și ne-au spus că se poate face, lua stratul de uzură și se poate pune covor asfaltic. Și anul trecut chiar am început să facem și am reabilitat în genul ăsta străzi în care s-a luat stratul de uzură și s-a pus covor asfaltic, ca să nu mai fie petice și faianțată toată Cernavoda. Dintr-o bucată, da. Cu containerele? Cum? Containerele, deci nu avem containerele, dar vă referiți la locuințele sociale. Acum o să mergem acolo și o să vedem. Deci s-au montat, sunt în regulă, dar mai trebuie racordate la utilități. Canalizare, apă, căldură. Cuprinde două zone, una dintre zone fiind pe marginea canalului Dunăre-Marea Neagră, începând din zona parcării de la gara fluvială până la intersecția cu strada Ovidiu. Dar va fi pus în valoare prin implementarea acestui proiect, care în mare parte o să aibă, cred că în proporție de 60-70% lucrări de terasamente, spații verzi, alei, piste de biciclete, foișoare și tot ce înseamnă zonă de agrement. Se va desfășura pe o perioadă de 18 luni din momentul începerii lucrărilor. Acum este în fază de licitație, depunerea ofertelor, mai bine spus. Zona aceasta fiind și prioritară, inclusiv prin caietul de sarcini, am tratat-o ca și zonă prioritară, astfel încât să finalizăm proiectul etapizat. Anul acesta intenționăm să recepționăm parțial prima zonă. Bazinul de înot, tot o investiție care o avem deja contractată și va începe imediat ce permite condițiile meteorologice. Garnizoana este o poveste veche, este o clădire transmisă de către Ministerul Apărării în administrarea primăriei în scopul reabilitării și condiționat de a păstra destinația de muzeu. Lucrarea de asemenea are o durată de 8 luni de zile, discutând din momentul începerii lucrărilor, care, așa cum ne va permite vremea, va fi luna aceasta sau martie.